Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce ați făcut de noaptea muzeilor? Ați fost și voi la un muzeu să vedeți ceva? Ce-am fost muzeul somnului. Da. Muzeul somnului, exact, am dormit. Sau ați fost la Food Street Festival și ați zis că ați mers la muzeu? Ba nu, am fost eu la Food Street Festival. A fost un festival de ăsta cu rulote de hamburger și ce mai era, crem, mă rog, cărnați, chestii pe Kiselev, bulevardul Kiselev din capitală, un bulevard cu una, două, trei, cred că are vreo 5 benzi, câte benzi. E ceva nemai văzut. Da. Plus, mai lat trotoarele, așa? Da. Băi, băiatule, deci... Revoluție. Da, nu, era ca la ieșirea din stadion, la Arena Națională, când joacă Rapidul. Cupa... Vezi că nu mai joacă pe Arena Națională. Finala așa. Cupei Mondiale, așa. Ca să înțelegeți. Deci nu se putea avansa, pur și simplu. Băi, să-i zicem avansa. Să nu uitați la cuscă nici lui Vlad. Da. De ce, băi, eu chiar vă doresc să jucați și voi o finală de ceva vreodată. Da, am jucat. Și cum, deci era aglomerat. Mă, omor de pe lume. Înțeles că și... așa da. Zi. Asta, n-am, înțeleg că a fost nenorocire și la noaptea muzeilor și că lumea se duce, când e noaptea muzeilor, se duce că e intrare fără bilet. Da, în Vaslui și în Călăraș a fost cel mai aglomerat. Da? Da. Vorbești serios? Da, am văzut la știri ieri. Nu știu de ce. Nu te uita așa, Luca. Am văzut ce la muzeu e în Călăraș? Vrei să, pe cine vrei să jignești? Nu știi muzeele, muzeele din Călăraș? Nu le cunoști? Mai multe? Da, și din Vaslui. Okay. Nu știi? În Vaslui știu că te-am întrebat de Călăraș. Mai studiază. Am găsit o întâmplare de la noaptea muzeelor. Niște oameni talentați au deschis în ultimele luni așa? Un muzeu al abandonului. Unde? Unde? Au deschis un muzeu virtual al abandonului. În ultimele luni, zic. Okay. Recent. Am înțeles. Cum să zic? Pe net le-au deschis. Pe internet, da. Așa. Un muzeu e despre fenomenul abandonului și instituționalizării copiilor în România. Așa. Puteți intra să vedeți despre ce e vorba. Muzeuabandonului.ro. Da, e că începe vesel? Da. Așadar avem un muzeu virtual. Da. E digital totul, care s-a înscris la noaptea muzeilor. Da, l-au făcut și fizic pentru o zi, cumva. În sensul că au vrut să monteze niște terminale, niște laptopuri, da, într-o librărie, astfel încât să vină lumea și să se uite în spațiul respectiv. Aha. La ce se întâmplă pe net. În București. În București. Am înțeles, da, așa. Da. Da. Și deci, cu o zi... după modelul taxele online, să plătesc la ghișeul 2. Exact. Exact. Și cu o zi înainte de eveniment, când fondatorii instalau toate laptopurile și toate chestiile de genul ăsta, da, una dintre fondatoare a primit un telefon și o voce de femeie care s-a prezentat cu nume, cu prenume, cu grad și așa mai departe, au anunțat că e de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Așa? Și că a venit într-un control. Și prietena asta mea a rămas pentru că ea zice, unde ați venit în control? Doamna la, zice, de la Isus sunt. La muzeu. Și zice, la muzeul abandonului. Și în mintea ei era muzeul abandonului, un muzeu virtual. Da. Așa, și zice, ce avem? Zice, aveți un control, doamnă. O să intrăm, suntem în față, v-am sunat, intrăm. Așa. Și ea era, femeia era cu ochii în calculator. Da. Că păi... se uita pe, se, în propriul muzeu cum ar veni. Nu, și aștepta să se întâmple ceva în calculator, știi? Ce user aveți? Da. Și zicea, nu vă supărați, pe unde intrați? Da, da. O chestie de genul, mă rog, până la urmă a intrat în librărie, au existat niște broșuri cu toate locațiile astea, iar muzeul abandonului, care e un muzeu virtual, da. A fost plasat fizic acolo. Deci practic într-o librărie cineva a pus niște laptopuri și ISU a venit în control. Da, mă, a venit ISU. Da, fenomenul e că da, femeia n-a realizat că e în librăria aia și că face chestia asta pentru o zi. S-a gândit la muzeul ei, înțelegi? Da. Și zice, bă, dar cum, adică pe unde veniți? Înțeleg că n-au primit amendă. Au scăpat de data asta, dar au rămas cu extintoarele și au zis că de acum încolo, în fiecare an, de la noaptea muzeilor, o să pună niște extintoare virtuale. Asta e metaversul adevărat acum, dacă să știi că gândești. Da. Știi? Metavers, adică metavers e o lume virtuală în care există tot ce avem noi în realitate, dar virtual. Și se presupune că unii ar vrea să trăiască în lumea aceea virtuală, care, sigur, îți permite chiar mai multe lucruri decât lumea reală. Știi? Adică poți să ai iaht dacă ai banii respectiv, dar virtual. Și poți să reconstruiești, să-l faci cum vrei tu. Se vând spații acolo, terenuri, mă rog, e o prostie totală, o demență. Înțeleg totală. Că lumea a investit deja. Da. Dar în metavers o să avem și noi controle de la ANSVSA și o să vină de la Protecția Consumatorilor. Și de la ISU. Ce tare ar fi. Să vedeți că suntem în control la dumneavoastră la... Conacul din metavers. Unde? N-aveți, trebuie să aveți minimum două ieșiri din acest conac în caz de incendiu virtual.
fac amendă. Auzi, dar metaversul ăsta crezi că o să există echipe de fotbal? 100% acolo, da. E și acolo campionat? Da. Ce campionat acolo? În metavers? Da. Cum o să fie, nu e? O să fie, da? Da, îl mută pe ăsta de la FIFA. Eu cred că... chiar ați auzit că se termină FIFA? Nu, cum ați auzit că se termină FIFA? Dar nu se termină. S-au certat între ele, compania care face jocul cu FIFA. Nu o să mai facă ei sports FIFA. Sau mai face o singură dată și gata, dacă o mai face, nu mai... Ne referim la jocul FIFA, jocul pe console. Da, la pe și care... pe computer, pe și toate pe computer, alea. Da. Cel mai popular joc de fotbal din lume. Este o super afacere. Deci ei au făcut jocul ăsta odată, acum vreo 20 de ani. Da. Și le îmbunătățesc. Și vând în fiecare an același joc. Mai scump. Practic, da, mai scump, mai îmbunătățesc un pic, dar e practic același joc, ei îl vând în fiecare an. Iar diferențele de la un an la altul sunt la copertă. Actualizează loturile de jucători. Și actualizează loturile. Mai introduc câte ceva... Ce? Câte o fentă, câte o... Practic, angajează o dactilografă care scrie, da, știi, Neymar, nu-l mai trece la, îl trece la Paris Saint-Germain. Foarte, foarte tare business-ul ăsta. Ar trebui să facem și noi un business ăsta, nu știu cum. Da, cu tenis. Dar ar trebui să facem și noi. Îl punem pe Luca să scrie Muguruța. Da, idei de a face. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.